Comisia pentru situații excepționale nu poate interveni pentru a urgenta aprobarea mecanismului privind ajutorul acordat fermierilor ajunși în prag de faliment. Asta a declarat ministrul Agriculturii Vladimir Bolea într-o conferință de presă în care a vorbit despre cerințele înaintate guvernului de fermierii care au reluat astăzi protestele. Mai mult, o comisie va analiza situația financiară a fiecărui agricultor care cere ajutor de la stat. Declarațiile ministrului au încins spiritele în rândul manifestanților care spun că nu renunță la revendicările înaintate anterior și nici la proteste. Peste 100 de agricultori au revenit în piața Marii Adunări Naționale. Ei l-au invitat la discuții pe premierul Dorin Recean și pe ministrul Agriculturii Vladimir Bolea, în speranța că le vor fi aprobate solicitările. Convinși că le vor fi acceptate revendicările, reprezentanții protestatarilor au elaborat și un proiect de decizie, iar ca să urgenteze aprobarea acestuia l-au transmis ieri Comisiei pentru situații excepționale. Este vorba despre supraviețuirea miilor de fermieri. Și e nevoie totuși să fie adoptată această dispoziție și noi să mergem înainte. În timp ce fermierii se adunau în piața Marii Adunări Naționale, ministrul Agriculturii se afla într-o conferință de presă. El a declarat că reprezentanții Comisiei Situații Excepționale nu au pârghii legale pentru a se implica în elaborarea mecanismului de ajutorare a agricultorilor. Bună ziua, mă stimați agricultori, mă stimați cetățenii Republicii Moldova. Așa numitul moratoriu propus de către Forța fermierilor, el nu poate fi aplicat sub nicio formă, pentru că, în primul rând, nu există formă legală. Nici inclusiv CSE-ul nu are astfel de împuterniciri. Guvernul a mai refuzat să le aloce fermierilor cel puțin 500 de milioane de lei din fondul AIPA pentru acoperirea pierderilor suportate la producerea porumbului și florii soarelui. Guvernul Republicii Moldova nu susține această propunere pentru că o consideră discriminatorii în raport cu celelalte agricultori. Ceea ce propune eu total diferă de discuțiile noastre care noi am avut pe parcursul săptămânii. Să fie creat grupul de lucru, să fie moratoriu țintit, să fie posibilitatea de ajutat la fermierii care se află în incapacitatea de plată și să fie acest efect imediat. Eu am înțeles că așa nu se poate cum propunem noi. Situația este foarte, foarte tensionată. În schimb, autoritățile își propun să analizeze situația economică a fiecărui fermier în parte pentru a evalua riscurile asociate falimentului pentru a interveni cu măsuri concrete. Procedura e una birocratică și de durată, susțin organizatorii protestului. Avem credite, avem pământurile nearate, nu sunt lipsă de bani, noi nu putem să ne recuperăm cheltuielile. Suntem de stare disperată de tot. Oare ce se bate, e joc de noi așa, chiar mai Sandu, nu vede? Când să facă reformele, mă scuzați, reformele astea, pentru așa agricultură, că agricultura, noi suntem o țară agrară. Vom lupta până la capăt, nu mergem de aici până ce nu se soluționează întrebările. Agricultorii și-au adus acum o săptămână tractoarele în piața Marii Adunări Naționale și au blocat circulația pe una dintre cele mai importante intrări din Chișinău. Fermierii mici și mijlocii cer ca prin decizia CSE să fie scutiți de penalitățile bancare pentru un an și mai vor compensații directe la hectar. Ei mai solicită subvenții care să le acopere costurile de producere a porumbului și florisoarelui și restricționarea până pe 31 martie anul viitor a importului de cereale din Ucraina. Reprezentanții protestatarilor cer să se întâlnească cu președintele Maia Sandu și premierul Dorin Recean. În caz contrar, vor organiza luni noi acțiuni de protest.